Haideți, domnul Dragnea, că ați fost în turneul ăla prin țară. Ați promovat ultimul album al trupei rock, a? Cu Șobolanu, cu băieții, foarte bun. S-a epuizat sau veniți cu el și în weekend la Bookfest? Deci bine că v-ați întors la București, șeful, ăștia și-au bătut joc de țară. Iar s-a urcat cu picioarele pe codul penal, cu grațierea aia, e belea mare. N-au căzut de comun acord, dar unei forme finale. Dar asta e majoritatea PSD pusă de acea comisie. Mai dezgrupăm morții? A ajuns în cameră. Doamne ferește, șefule, dar cum să dezgropăm morții? Păi ce sunt alegeri? De ce să-i dezgropăm? Îmi place abordarea asta. Și acum ce să mai facem? E bine că tot ce a obținut PSD-ul de la Șerban Nicolae Ciordache și Nicolicea a fost să nu se atingă de proiectul de lege trimis de guvern. Bun, băieți, cel mai bine se descurcă atunci când nu fac nimic. A, domnul Dragnea, cum e dumneavoastră cu Ponta care își face partid cu Daniel ăla micu? S-au făcut multe planuri de-a lungul anilor să se rupă PSD-ul în 2, în 3, în 4. PSD-ul nu se rupe. Eventual, așa cum s-a mai întâmplat în istorie, din PSD pot sări câteva așchi. Nu se rupe, a? E din cauciuc, domnul Dragnea? E ca pulanele alea de polițiști PSD-ul? Dacă zici, matale, că nu se rupe, te credem. Dar, domnul Dragnea, ați văzut că Ponta a mai pus pe el vreo 10 chile? De când a fugit Ghiță, ci că s-a refugiat în haleală, înghețată cu slănină toată ziua, s-a bașoldit așa. Of, știți ce-mi fac eu griji? Că în afară de Ponta și de ăștia de aici, îi aveți și pe aia de la Bruxelles, da? Luptați pe două fronturi, cum ar veni? Programul de guvernare va fi pus în practică, deficitul nu va fi depășit, în schimb vrem să fim lăsați să dezvoltăm România. Toate aceste semnale care sunt date, bazate nu știu pe ce, din punctul meu de vedere, sunt profund incorrecte, cele care vin de la Comisia Europeană. Nu cred că așa trebuie procedat cu un stat membru, chiar dacă este vorba de România. Da, mă, chiar așa, are dreptate domnul Dragnea. Să ne lase în pace ăia, să-și vadă de treaba lor. Mă, v-am deranjat noi cu ceva, mă, străinilor? V-am luat noi măcar un euro din banii europeni? Păi și atunci ia fiecare cu aia, mă, zic că-mi pică și pe voi acum. Să ne lase, frate, străinii ăștia, să dezvoltăm România? Mamă, să vedeți cât o facem? Nu, că acum s-a enervat Livache, o dezvoltă de nu se vede. Auziți, domnul Dragnea, când o să ne doară nasol de tot, să știți că o să strigăm. Dumneavoastră dezvoltați România acolo și când ne doare, ne punem pe urlat. Băi, străinii, deci, lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League, da?